Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, iarăși Bunul Dumnezeu face multă milă cu noi, ne îmbrățișează cu iubirea Lui, pentru că, iată, astăzi ne-am vrednicit să fim aici împreună, fără teamă, la cinstirea celui mai slăvit dintre Sfinții plăcuți lui Dumnezeu, la celui mai înalt, cel mai plin de slavă, cel care este temeiul prorocilor. Un proroc înseamnă cel care vede înainte, cel care vede înainte însemnând în același timp și cel care vede primul înaintea celorlalți, dar și cel care vede mai departe. Cel care scrutează înspre adâncul lui Dumnezeu. Și iată, aici avem temeiul prorocilor. Cel care îi învață chiar pe proroci. Cel care este expresia, dacă vreți, însăși a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este expresia mângâierii Tatălui față de noi. De aceea El se și numește Mângâietorul, Duhul cel Preasfânt Mângâietorul, Cel care aduce în inima noastră mângâierea Tatălui. Și iată, avem aici pe Cel care este temei tuturor prorocilor, Cel care vede așa cum vede Dumnezeu, Cel care ne și arată nouă cum să vedem și noi ca Dumnezeu. Spunea odată un Sfânt Părinte că toate ispitele, toate încercările pe care le avem, pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, au ca scop ca noi să vedem, să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu. Să vedem și noi cu ochii lui Dumnezeu, cum am spune noi. Până când nu reușim să ne vedem pe noi înșine așa cum ne vede Dumnezeu, încă nu suntem așezați cu adevărat în voia Lui. Încă nu suntem bine plăcuți Lui. Și astăzi, Sfântul și Dreptul Ilie, proroc înainte de proroci, plăcut înaintea plăcuților lui Dumnezeu, vine să ne învețe iarăși și iarăși cum să vedem și noi așa ca Dumnezeu. Pentru că dacă El este temeiul prorocilor, înseamnă că asupra lui Dumnezeu s-a aplecat mai mult decât asupra celorlalți. Se cade să te ocupi mult mai mult de cel care trebuie să devină la rândul lui învățător, pe acela trebuie să-l înveți mai întâi. Și să vedem câte învățături a primit Sfântul Ilie de la Dumnezeu în viața lui. Pentru că l-am văzut aprinzându-se de râvnă dumnezeiască. El este numit prorocul de foc. Tatăl său, Sovah, l-a văzut pe când era prunc, înfășurat în văpaie, și îngerii îl hrăneau cu flăcări. Oare ce însemna această flacără? Ce însemna acest foc? Ce-or fi înțeles părinții lui atunci? Ce înțelegem noi prin acest foc? Oare doar focul acela pe care Dumnezeu l-a trimis din cer ca să mistuie jertfelnicul lui Ilie? Pentru că acesta s-a rugat Dumnezeului său, Doamne, auzi-mă, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască poporul tău că Tu ești Dumnezeul cel adevărat. Pentru că erau mulți, foarte mulți, prea mulți, cei care se închinau deja lui Baal, cei care se întorseseră cu spatele la Dumnezeu, însuși Ahab, împăratul, se întorsese cu spatele la Dumnezeu, devenise idolatru, luându-se după soția lui Izabela. Și atunci, pentru că depărtarea de Dumnezeu devenise atât de mare, Ilie a adunat tot poporul și a zis, să facem aici două jertfelnice. Ei să-și facă idolii, idolatrii să-și facă jertfelnicul lor, eu să-l fac pe al meu. Și
și să vedem a cui rugăciune este ascultată, care Dumnezeu va răspunde la rugăciune, acela va trimite foc și va mistui jertfa. Vedeți? Nu au făcut un singur jertfelnic. N-au pus un jertfelnic și au trecut cu rândul pe acolo ca să aducă foc din cer. Nu. Sfântul proroc Ilie n-a vrut circ. N-a vrut lucru extraordinar, n-a vrut să facă spectacol. El nu s-a amestecat cu ceilalți. El nu și-a amestecat cinstea lui și cinstirea lui față de Dumnezeu cu păgânătatea celorlalți. Nu s-a atins jertfelnicul lui de jertfelnicul celorlalți. Și atunci când a venit rândul, a turnat și apă peste jertfă, așa încât atunci când s-a rugat Ilie, Dumnezeu a răspuns cu foc, așa cum i-a cerut robul său. Cu foc i-a cerut să-l asculte, cu foc l-a ascultat. Spun părinții în pateric că pe cel care îl ascultă pe Dumnezeu, și Dumnezeu îl ascultă pe el, pentru că ascultarea cere ascultare. A ascultat Dumnezeu de fiul său, de robul său care, iată, se apropiase de el mai mult decât toți ceilalți. Și a trimis foc. Oare despre acest foc este vorba? Acest foc l-a văzut Sovah, tatăl lui, atunci când era prunc Ilie? Să vedem mai departe, pentru că Ilie, după ce le-a arătat oamenilor cine este adevăratul Dumnezeu, i-a trecut prin tăișul sabiei pe toți preoții idolatri, pe toți popii idolești. 850 la număr, pe toți i-a trecut prin tăișul sabiei. Atât de aprig era Sfântul Ilie, atât de aprig, atât de înflăcărat era, încât nu a lăsat nici urmă de idolatrie în spatele lui. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi dă prima lecție. Pentru că după ce s-a întâmplat acest lucru, Izabela, împărăteasa idolatră, auzind de asta, i-a transmis lui Ilie așa: așa și așa să-mi facă mie Dumnezeu, dacă mâine pe vremea asta nu o să pățești și tu, la fel cum au pățit preoții mei. Când a auzit Ilie, s-a temut cu frică mare și a fugit. A fugit 40 de zile. Dacă nu-l oprea Dumnezeu, poate că mai fugea. Se mira Sfântul Ioan Gură de Aur spunând: cum, Ilie, tu care nu te-ai temut de atâția preoți, te temi de o femeie? Ce taină să fie aici? Se întreba Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție lui Ilie. A vrut să-i arate lui Ilie că focul acela nu este focul care arde, care mistuie jertfelnicul și tot ce este pe el. Este un alt fel de foc. A vrut să-i arate Dumnezeu lui Ilie că dreptatea nu este de ajuns, că dreptatea este doar începutul, este doar ceea ce apare înaintea ochilor noștri prima dată când începem să ne uităm cu atenție către Dumnezeu. Primul lucru pe care îl vedem este dreptatea, este legea pe care El ne-a lăsat-o. Dar Ilie era mai mult de atât. Ilie trebuia să învețe mai mult de atât. Așa încât Dumnezeu l-a oprit și a zis: unde fugi, Ilie? Nu a vrut să-l mustre pe față, cu blândețe, așa cum face un adevărat tată. Ilie, dar ce faci? Fugi? Unde te duci? Și atunci el a început să se îndreptățească. Pentru că atunci când ești înflăcărat și când ții dreptatea în mână, prima ispită care te paște este îndreptățirea de sine. Și acest lucru nu putea să-l îngăduie Dumnezeu pentru Ilie. Și a zis Ilie îndreptățindu-se: Doamne, singur am rămas, cu râvnă am râvnit spre Tine. Și am rămas singurul binecinstitor și iată, acum caută
să prindă și viața mea și să mă omoare. Și atunci Dumnezeu, cu aceeași blândețe, aceeași delicatețe, a zis: Ilie, mai am încă 7.000 de bărbați care încă nu și-au plecat genunchiul lui Baal. Ca și cum i-ar fi spus: vezi ce se întâmplă, Ilie, atunci când te îndreptățești, când râvna ta este prea mult așezată pe dreptate, uite ce se întâmplă, nu mai vezi în jur. Nu i-ai văzut pe cei 7.000, nici n-ai crezut că pot fi. Și asta a fost prima lecție pe care a primit-o Sfântul și Marele nostru proroc Ilie Tezviteanu. După aceea, după ce a închis cerul 3 ani și jumătate, Dumnezeu a încercat să moaie inima lui Ilie, încercând să-i arate că dreptatea fără milă nu este dumnezeiască. Și l-a trimis întâi la râul Cherit, despărțindu-l de poporul cel necredincios, însă acolo la râu a poruncit Dumnezeu să fie hrănit Ilie de un corb. Și corbul îi aducea carne. El, care trăia ca un pusnic, a trebuit să mănânce carne și încă de la un corb. Corbul era animal necurat. Corbul era animal necurat, socotit fiind cel care umblă prin putrejune și cel care fură și necinste și urăciune în același timp simboliza corbul. Și a trebuit Ilie să se smerească. Tu, cel care păstrezi legea, îți dai viața pentru lege, iată că trebuie să mănânci de la un animal necurat. Unde este dreptatea? Și a început Sfântul Ilie să se aplece mai mult către milă, pentru că dacă nu începi să calci puțin câte puțin pe dreptate, nu poți să accezi la milă. De aceea zic părinții că pacea este de 4 ori mai mare decât dreptatea. Și nu doar cantitativ, ci înseamnă și în timp. Adică pentru a ajunge la pace va trebui poate să calci de 4 ori la rând pe dreptate. Și a învățat Ilie și aceasta. A secat râul, a plecat de acolo, a ajuns la o văduvă. Văduva a fost aleasă de Dumnezeu ca să-i dea lecție lui Ilie. Și a fost aleasă de Dumnezeu dintr-un popor păgân. În Sarepta Sidonului era această văduvă. Și acolo a fost trimis Ilie. Văduva l-a recunoscut pe Ilie că este proroc. L-a cinstit ca pe un proroc. L-a ascultat, deși nu era obligată, pentru că nu cinsteau același Dumnezeu. Cu toate acestea, când Ilie i-a cerut să mănânce, văduva i-a spus: eu mai am puțină făină și puțin ulei, din ele să-mi fac o singură turtă și mâncând eu cu fiul meu să murim apoi. Iar Ilie, hotărât fiind, știind cine este Dumnezeul său, i-a spus cu glas poruncitor: nu, mai întâi îmi faci mie, și viu este Domnul Dumnezeu, că nu se va împuțina uleiul și făina din casa ta. Cu bun simț a fost femeia și l-a ascultat și i-a făcut turta lui. Și a mâncat Ilie și într-adevăr Dumnezeu a făcut această minune. Vedeți, acolo spune în Sfânta Scriptură, nu zice că se va înmulți, a zis nu se va împuțina, așa încât mai departe avea puțină făină și puțin ulei, cât să-și facă o turtă, numai că nu se terminau. Dumnezeu este văzut într-o cumpătare. Nu îl vezi pe Dumnezeu așa de ușor în belșug, precum îl vezi în cumpătare. Însă lecția nu asta a fost. S-a îmbolnăvit fiul văduvei și a murit. Atunci s-a tulburat, spune Sfânta Scriptură, s-a tulburat Duhul în Ilie. S-a tulburat și l-a luat
Abia atunci durerea oamenilor se pare că ar fi ajuns cu adevărat în adâncul inimii lui Ilie. Și s-a tulburat și l-a luat pe fiul văduvei și l-a dus în foișorul său și s-a rugat lui Dumnezeu ca să trimită înapoi sufletul în trup. Și Dumnezeu iarăși l-a ascultat pe ucenicul său. Și l-a adus mamei sale pe fiul său cel înviat. Mama care, atunci când a murit fiul său, când și-a văzut fiul mort, s-a dus la Ilie și a reproșat: ce ți este ție și mie, omule al lui Dumnezeu? I-a spus omule al lui Dumnezeu. Ai venit să pomenești păcatele mele și să-mi omori fiul? Înțelegea că este păcătoasă și nu înțelegea de ce a trebuit Ilie să vină să o pedepsească. Nu vedea decât pedeapsă în omul acesta, văduva. De data asta, prorocul vine cu fiul înviat la mama sa. Și aceasta, văzându-și fiul iarăși viu, i-a spus lui Ilie, dându-i acea lecție de care vă spuneam: acum am cunoscut că tu ești de la Dumnezeu. Vedeți ce lecție importantă și mare i-a dat văduva lui Ilie. Vezi, nu în focul acela care a mistuit, nu în minuni stă Dumnezeu, în milă. Am înțeles că tu ești prorocul Dumnezeu, dar abia când am văzut că prin tine Dumnezeu a făcut milă cu mine, deși sunt păcătoasă, abia atunci am cunoscut că Dumnezeu lucrează prin tine. Abia atunci l-am recunoscut pe Dumnezeu. Și, în afară de asta, i-a mai arătat Dumnezeu un lucru lui Ilie. Și anume, cum se uită un părinte la un copil, la copilul său. El a arătat pe Ahab, împăratul care se lepădase de credința cea dreaptă și care acum făcea blestemății peste blestemății, pentru că îl ucisese de curând pe Nabot, un om care avea o vie și pe care vie soția împăratului Izabela o râvnea. Și vrând această vie, a poruncit să-l omoare pe Nabot ca să poată să ia via. El care era împărat s-a bucurat la o vie. Și l-a ucis pe acest Nabot și văzându-l atât de împietrit la inimă, Dumnezeu l-a chemat pe Ilie și l-a arătat pe Ahab și i-a zis: îl vezi? Nimeni nu m-a supărat dintre oameni așa cum m-a supărat Ahab. De aceea du-te și spune-i porunca pe care am dat-o eu, că voi lua împărăția din mâinile lui și câinii vor linge din sângele lui și desfrânatele se vor spăla în sângele lui. S-a dus Ilie și i-a spus lui Ahab. Și când a auzit Ahab, el care odată fusese credincios, el care odată slujea și îl cinstea pe acest Dumnezeu adevărat al lui Ilie, și-a adus aminte de acele vremuri și s-a mâhnit și-a dat seama că, iată, într-adevăr, s-a depărtat grav de Dumnezeu și l-a mâhnit foarte tare pe Dumnezeu. Și el însuși, Ahab, s-a mâhnit. Și spune Sfânta Scriptură că umbla Ahab mâhnit pe străzile cetății, acoperit cu sac și având cenușă în cap. Și îl cheamă iarăși Dumnezeu pe Ilie și îl arată pe Ahab și îi zice: vezi pe robul meu Ahab? Vedeți, acum nu mai era cel care îl supărase, era robul meu Ahab. Îl vezi pe robul meu Ahab cum umblă mâhnit și abătut? Pentru acest motiv nu voi face cu el ce am zis. Dumnezeu nu și-a călcat făgăduința, însă a schimbat-o spre binele lui Ahab. De ce? Pentru că nu suportă un părinte să-și vadă copilul mâhnit, chiar dacă e din cauza lui. Și a arătat Dumnezeu acest lucru lui Ilie. Iată cum se uită un părinte la copilul său. Așa și tu trebuie să-i vezi pe ceilalți. De aceea, Sfântul proroc Ilie va veni, după cum a spus însuși Mântuitorul, va veni înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos ca să întoarcă inimile părinților către fiilor.
și să-i aducă pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor. Să întoarcă inimile părinților către fiii lor, adică îl va trimite pe Sfântul Ilie atunci, la sfârșitul vremurilor, ca să ne aducă aminte cum se uită Dumnezeu la noi, ca să ne aducă aminte cum ne vede pe noi Dumnezeu, adică așa cum se uită un părinte la fiii lui. Așa trebuie să-i vedem și noi pe ceilalți, spunea odată părintele nostru Cleopa, că trebuie să avem față de aproapele inimă de mamă, față de noi înșine inimă de judecător, iar față de Dumnezeu inimă de fii. Inimă de tată trebuie să ai, Ilie, dacă vrei să fii temeiul prorocilor, dacă vrei să le arăți oamenilor cine sunt eu și cum vreau eu să fiu văzut de oameni, așa trebuie să te uiți. Și aceasta a fost ultima învățătură pe care a primit-o pe pământ Sfântul Ilie. Și așa fiind, a înțeles și înțelegem și noi astăzi că focul acela cu care a fost înfășurat Ilie pe când era prunc era iubirea lui Dumnezeu, nu dreptatea lui. Era mai mult decât dreptatea lui, era mângâierea Duhului Sfânt. Era râvna pe care noi, înțelegând și fiind recunoscători lui Dumnezeu pentru iubirea Lui, intră în noi și ne aprinde ca o vâlvătaie. Nu are nevoie Dumnezeu de altă flacără a râvnei decât aceea care vine din recunoștință, aceea care aprinde în noi inima de mamă față de aproapele, de fiu față de El, dar și de judecător față de noi, pentru că nimic necurat nu va intra în împărăția cerului. Și când este vorba de mântuirea sau de pieirea sufletului, dragostea trebuie să fie necruțătoare. Pune mâna și pe bisturiu dacă avem o rană care trebuie să fie curățată. Lucrurile acestea le-a învățat și încă le va mai învăța, pentru că Dumnezeu a vrut să-i dea ultima lecție, lecție care nu se va termina niciodată și pe care facă bunul Dumnezeu s-o cerem și noi de la Sfântul Ilie, și anume, în momentul în care oamenii au început iarăși să se întoarcă la idolatrie, iarăși să se întoarcă cu spatele la Dumnezeu, iarăși Ilie s-a tulburat, pentru că nu putea, el era drept, era curat, era arzător, nu putea să stea în mijlocul unui astfel de popor trădător, desfrânat în sensul de infidel, de necredincios lui Dumnezeu. Și era atât de aprins, se aprinsese iarăși la fel de tare, încât se părea că va închide cerul și mai mult decât îl închisese înainte. Ne punem întrebarea, de ce l-a luat Dumnezeu pe Ilie la cer? Și în acel moment l-a luat. În acel moment Dumnezeu l-a chemat la el. L-a chemat, bineînțeles, așa cum face un tată cu fiul său, într-un mod ocrotitor, l-a învelit iarăși în foc, i-a trimis carul de foc, pentru că focul acesta al iubirii dumnezeiești este un foc care te apără de tot ceea ce este rău în lume, de tot ceea ce este boală, neputință sau urăciune. Spune Sfântul Roman Melodul că Dumnezeu i-a spus așa lui Ilie: Ilie, eu înțeleg că tu nu poți să rămâi într-un astfel de popor care încă nu s-a ridicat la nivelul tău și necurăția aceasta te tulbură și înțeleg că vrei să-i pedepsești iarăși cu închiderea cerului, însă de data asta o să facem altfel. Pe tine, care nu poți să stai în acest popor, te voi lua lângă mine, iar la acest popor mă voi coborî eu. Ultima lecție pe care încă Sfântul Ilie o primește acolo, lângă Dumnezeu, că Dumnezeul nostru este acela care se jertfește pentru noi. Dumnezeul nostru este acela care se coboară la noi, deși suntem păcătoși, și rabdă. Rabdă afronturile din partea noastră, rabdă neputința noastră,
rabdă păcătoșenia noastră și în continuare ne învelește cu iubirea Lui, așteptând ca noi, cei neascultători, să ajungem la înțelepciunea dreptilor. Vedeți cum iese de aici o definiție? Dacă cei neascultători trebuie să ajungă la înțelepciunea dreptilor, înseamnă că, iată, ce este înțelepciunea dreptilor? Ascultarea. Așa cum Sfântul Ilie a știut să asculte vocea lui Dumnezeu, nu s-a tulburat, nu s-a răzvrătit, ci lecție după lecție s-a apropiat de Dumnezeu, tot așa și noi, cu rugăciunile Sfântului Ilie, să primim lecțiile, să primim cearta, să primim mustrarea, să nu ne răzvrătim și mai ales să ne învelim în focul recunoștinței, pe care doar cu ajutorul Sfântului Ilie și cu rugăciunile celorlalți sfinți îl vom putea înțelege și trăi mai deplin în veci. Amin.